Bine, v-am găsit la un nou dialog Caiete Silvane online, astăzi cu poetul, criticul, eseistul Viorel Mureșan. Bine ai venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Împreună, așa cum cred că se știe, de mulți, mulți ani lucrăm împreună la revista Caiete Silvane. Mă bucur că, iată, avem prilejul de a dialoga pentru cei care ne urmăresc și să încercăm să intrăm din nou în actualitate după o perioadă nu foarte bună și pentru cultură și pentru poezie. O întrebare directă: cum a trecut pandemia pentru tine? Sau cum ai trecut prin pandemie? Sau cât te-a influențat? Sau cât nu te-a influențat? Ar fi mai multe de spus. În primul rând, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut parte de boală. Deci, sub aspectul ăsta, oarecum am avut noroc. Sub celălalt aspect al muncii literare, a fost o perioadă nu foarte mult deosebită de restul perioadelor mele de creație, aș spune chiar mai fertilă, într-un fel. În primul rând, lecturile le-am intensificat și aș adăuga la acestea și un foarte mare număr de piese de teatru pe care le-am văzut la televizor, am urmărit programele Teatrului Național de Televiziune și am văzut un foarte mare număr de piese. De altfel, resimt un fel de influență benefică a teatrului asupra a ceea ce fac, în special asupra poeziei mele, pentru că de un timp am încercat să mai adaug ceva la lecturile propriu-zise de poezie. A fost o perioadă când am urmărit foarte mult artele plastice, am citit multă carte de arte plastice, de artă plastică, multe albume am citit cu artă plastică și acest contact benefic cu acel domeniu s-a resimțit chiar la nivelul eseisticii pe care o scriu. Am adăugat, cum spuneam, la această experiență mea și o frecventare mai intensă a teatrului. Acum, cu teatrul, sigur că aveam contact cu teatrul ca lectură, dar și spectacolul, într-un fel, îmi oferă destul de sugestii ca să-mi lărgesc oarecum, mai ales sub aspect stilistic, area poeziei. Cu alte cuvinte, pandemia nu a îngreunat munca, lectura? Nu, atâta timp cât am fost sănătos și n-am avut probleme de ordin medical, a fost chiar o perioadă mai bună. Cum spuneam, am stat mai mult în casă, e adevărat, am mai rărit din ieșirile în natură, din plimbări, din contactele sociale, chiar întâlnirile literare au fost reduse la minim. A fost o perioadă de peste un an când n-au existat deloc acestea, așa. Deci toate acestea mi-am canalizat efortul și energia în direcția lecturii și a creației. Mulți s-au plâns că această perioadă a pandemiei a fost una foarte grea, foarte neagră pentru destui. Nu puțini au avut mari probleme în ceea ce este însingurarea, singurătatea, izolarea. Oarecum poeții au fost feriți de această pandemie, ei fiind prin excelență singuratici. Deci asta a fost, că s-a mulat pe situația respectivă, s-a mulat oarecum pe structura mea psihologică.
Adică oricum sunt izolat, trăiesc izolat, sunt un însingurat și împriește singurătatea. Mă simt în largul meu în singurătate, asta pe de o parte, și pe de altă parte cred că a influențat în rău această perioadă funcționarea ființei, ca să spun așa, acolo unde s-au urmărit toate știrile și s-au interiorizat, apoi s-au depus în straturile sufletești toate evenimentele negre despre care se vorbește mai ales la televiziuni, și atunci sigur că apare angoasa, apar tot felul de încrâncenări de diferite tipuri, însă n-a fost cazul meu, deci m-am uitat cu măsură și la știrile de la televizor și când am crezut de cuvință, am întrerupt contactul cu această sursă de informare. Mulți se miră că trăiești, că scrii la surduc, o localitate nu foarte culturală, să zicem așa, undeva pe Valea Someșului. Te-ai obișnuit acolo? M-am obișnuit acolo. A devenit un topos al meu, pentru că am încercat la o relectură a poeziilor mele să descoper locuri, toposuri care au intrat în poezia mea. Și alături de cel al Jiboului am văzut că se configurează o geografie a surducului, o geografie poetică a surducului și a locurilor de acolo, cu tot ce conțin ele. Multă pădure care îmi face bine și o populație care mă lasă în pace, deci nu mă agasează prea mult. Vreau să spun că tocmai în urmă cu 2-3 săptămâni am răspuns la un fel de anchetă organizată de o revistă maghiară. Un poet maghiar mi-a trimis acest chestionar și se referea chestionarul la orașul în care trăiești. Probabil că a trimis mai multor poezi din țară. Și acolo am descoperit toposuri clare, clar conturate ale Jiboului. Sigur că în poezie ele funcționează așa cum funcționează orice lucru în imaginarul poetic. De pildă la una din întrebări, dacă deci ce consider eu că este centrul Jiboului, al orașului în care am funcționat aproape 40 de ani, eu am dat ca răspuns dealul acela care se vede în față și care este la 2-3 km de oraș, evident. Deci acolo am socotit eu centru, pentru că centrul fizic ca atare nu este unul atrăgător. Să spunem câteva cuvinte și despre Caiete Silvane, revista noastră, care, eu zic, a crescut în ultimii ani sau cel puțin a rezistat la anumite standarde. Sigur că mai sunt multe lucruri de făcut, o să încercăm și pe viitor să le punem în practică. Caiete Silvane, revista de cultură a județului Sălaj, o privire critică asupra ei? Ei, acum, după știința mea, este cea mai longevivă revistă de cultură de pe aceste locuri. Că, mă rog, administrativ s-au mai schimbat lucrurile în timp. Deci nu are județul, în limitele lui actuale, nu are o tradiție cum au cele din jur, să spunem Bistrița sau Satu Mare, care au, mă rog, la Satu Mare funcționează și multă presă maghiară. Și au tradiție mai mult decât seculară. Aici lucrurile stau altfel.
Prin urmare, am lucrat cu drag și am trecut, am însoțit revista în toate etapele ei. Chiar am remarcat cu bucurie că am sărbătorit un număr rotund de ani de apariție cu puține luni în urmă. Sigur că mai sunt lucruri de îndreptat și la nivelul conținutului și la cel al aspectului revistei. Materialele din cuprinsul ei, sigur că sunt structurate de acum pe niște rubrici deja bine stabilite, bine cunoscute. În afară de cronica literară, este revista probabil de acest fel care cultivă cel mai mult studiile istorice, studii de istorie locală, însă e o istorie locală interesantă pentru că ea efectiv există, fiind județul care a dat pe Simeon Bărnuțiu, pe Iuliu Maniu, pe Corneliu Coposu și în care există și un sit dacic. Prin urmare, este multă istorie locală și generațiile succesive de istorici au exploatat în contextul muzeului de aici și au studii adecvate pentru profilul revistei. De asemenea, s-a cultivat într-o mare proporție cultura populară, folclorul. Aici poate că lucrurile ar mai fi de îndreptat din mers, pentru că nu știu dacă sunt întotdeauna riguroase și științifice studiile despre folclor. Producțiile ca atare, sigur că apar și din când în când creații folclorice, sunt scoase din arhive, nu cred că mai sunt lucruri noi de descoperit sau nu mai sunt acei informatori de pe vremuri care mai puteau furniza câte un textuleț. De acum aceste surse s-au epuizat. În rest, sigur că s-au adunat și rubrici noi. Cu puține ani în urmă a început o rubrică de cronică de film la revistă, ceea ce este pentru profilul unui anumit public cititor iarăși binevenită. Și tot așa, cu 3-4 ani în urmă, am început și noi o rubrică de poezie din literatura universală, Arca Poeziei, care a ajuns la numărul 50, cu care ocazie am și adunat într-un volumaș poemele publicate în cele 50 de luni în revista Căete Silvane. Vreau să mă folosesc de ocazie ca să dau o sugestie legată de aspectul revistei. Cu puțin timp în urmă ne-a vizitat și a fost premiat profesorul Ion Pop de către revista noastră. A fost primul premiu al revistei care s-a atribuit în istoricul revistei. Înainte de vizita domniei sale la Zalău, ne întâlniserăm la Bistrița, tot așa cu ocazia lansării unui poet, și acolo mi-a spus că ar trebui ceva, nu știa, adică nu mi-a dat nimic concret, zicea că ar trebui lucrat ceva la aspectul revistei. Și i-am spus că ne vom aduna și vom pune și această problemă. Asta e o discuție mai veche, sigur. Sigur că da. Deci, în legătură cu grafica revistei, poate și cu grafica internă, nu știu exact, că n-am detaliat, el mi-a spus că ar fi bine să mai faceți și voi acolo ceva în prezentarea grafică. Sigur, o revistă are o dinamică a ei. Bineînțeles. De-a lungul anilor, eu zic că am evoluat destul de bine, de la
formatul de ziar până la acest format, la coperți color. Eu cred că e un proiect bun pentru județul Sălaj. Și acum, sigur că vom încerca în continuare să navigăm între exigențele unei reviste literare și necesitatea unei publicații locale, județene. Da, și mă gândesc că răsfoind acum reviste mai vechi, colecții din reviste pe care le mai am acasă și le răsfoiesc din când în când cu nostalgie, partea finală a revistei, care e un soi de arhivă, de fapt, a presei literare din țară și a unor evenimente, aceasta în timp devine foarte interesantă. Indiferent cum s-ar numea, aici se numește Malaxor. Câtă vreme am fost în redacția revistei Equinox, exista o astfel de rubrică și acum când răsfoiesc numerele vechi din anii 80 ale Equinoxului, acolo descoper de fapt viața literară a acelor ani, mai mult decât în corpul propriu zis al revistei. Deci această rubrică își câștigă valoare de document în timp și devine efectiv demnă de a fi consultată după un număr de ani. E una dintre cele mai importante rubrici din revistă. Absolut, deci așa este. Asta, ca și vechi cititori de reviste, am remarcat. Bun, la recentele zile ale revistei, Haide Silvane, am lansat și acest volum, Marca Poeziei, cu 50 de poeți cuprinși de-a lungul anilor în rubrica Arca Poeziei. Câteva cuvinte despre acest proiect. Da, deci Arca Poeziei este o rubrică pe care o țin la inițiativa lui Daniel Săuca și a regretatului Daniel Hoblea, care după masă de iarnă au ajuns la mine și mi-au propus această rubrică în revistă. Cu timpul am devenit pasionat. Am început să o fac tot mai serios și uneori îmi ia chiar zile în șir să caut o poezie. Acum sunt poeții pe care eu i-am frecventat în tinerețe, cei pe care îi publicăm aici. Cu această ocazie eu le recitesc volumele sau caut și traduceri în alte surse, cum ar fi de pildă revista Secolul 20 sau alte reviste, chiar Echinoxul. După apariția acestui volum la cifra de 50 de astfel de poeme, m-am uitat atent și am observat că am început foarte bine cu o capodoperă. Este vorba despre un poet ceh, Vladimir Holan, și cu o poezie de dragoste. Apoi volumul a curs tot în această albie, deci majoritatea textelor sunt poezii de dragoste. Dar această poezie, Întâlnire în lift, care nu era în volumele din anii mei de studenție, a apărut ulterior în traducerea lui Sorin Paliga, care are origini sălăjene, mi-aș permite să o citesc. Întâlnire în lift. Am intrat în cabină și am fost singuri. Ne-am privit și nimic altceva. Două vieți, o clipă, plinătate, nebunie. La etajul 5 a coborât, iar eu, urcând, am înțeles că n-am să o mai văd vreodată. Că această întâlnire va fi pentru totdeauna și nimic mai mult, iar dacă aș merge după ea, aș păși ca un mort. Și chiar dacă ea s-ar întoarce spre mine, s-ar întoarce din lumea cealaltă.
De același calibru mai sunt în volum încă două poezii, una despre moarte, aceasta fiind deci o poezie de dragoste, a lui Constantin Cavafis, un poet grec, și una despre evenimentele de la 11 septembrie, cele pe care toată lumea le știe. Poemul este scris de o poetesă poloneză, o poetesă poloneză care a primit și premiul Nobel, Szymborska, Wisława Szymborska. Îmi permit să citesc și această poezie care pe mine mă emoționează foarte mult și mi se pare efectiv, deci, ca o tragedie a destinului, scurtul ei text. Fotografia din 11 septembrie. Săreau de la etajele în flăcări unul, doi, alți câțiva, mai de sus, mai de jos. Fotografia i-a prins în viață, iar acum îi imortalizează deasupra pământului înspre pământ. Fiecare-i încă un tot, având un chip distinct și sânge bine tăinuit. Mai este destul timp până când părul li se va răsfira, iar din buzunarele lor vor cădea chei sau mărunțiș. Se mai află încă în brațele văzduhului, în raza hăurilor care tocmai s-au căscat. Pentru ei pot face două lucruri: să le descriu zborul și să nu mai adaug ultimul cuvânt. Cât de importantă mai e poezia la noi, în școli, pentru copiii de astăzi? Nu știu de ce gândurile mele nu sunt foarte pozitive în acest sens. Da, din păcate nu e foarte importantă în acest moment, în aparență, pentru că ea face parte din structura ființei umane și ar trebui descoperită, dar în condițiile date și, din păcate, școala este într-un proces de degradare tot mai accentuat. Cititori de poezie sunt tot mai puțini și vor fi tot mai puțini. Sigur că există autodidacți. Prin școală nu se mai formează, nu se mai pot forma cititori de poezie. Acum, sigur că cititorul de poezie este un cititor mai special, el citește mai încet. Eu, de pildă, mă consider un cititor de poezie și nu pot să urmăresc filme la televizor, pentru că nu pot urmări scrisul în ritmul în care se succedă imaginile, pentru că m-am îmbolnăvit de poezie pe care o citesc foarte încet. Pe de altă parte, sunt în țara noastră destui poeți, foarte mulți poeți. Ei ar trebui să fie, în primul rând, cititori de poezie. Pentru că nu poți să fii un poet mai bun decât calitatea cititorului de poezie care ești. Pentru că fiecare poet, fiecare creator este primul său cititor. Și dacă ești un foarte bun cititor, înseamnă că textul poetic nu-l lași din mână până când te satisface ca și cititor de poezie. Altfel, soarta poeziei nu este una foarte bună, cum am spus, în acest moment, dar descoperi și în micile ieșiri, prin diferite orașe sau orășele ale țării, și în școli și în afara școlilor, autodidacți care citesc poezie. Nu mai vorbesc în librării. Totuși, deci, în librării, volumele de poezie le caut și, dacă mă duc la Cluj, în 3-4 librării, după ce aflu de apariția unui poet în traducerea unui poet străin mare, ca să ajung să cumpăr și eu volumul. Deci, ele totuși se cumpără. Sigur că tirajele sunt confidențiale, sunt mici. Mai există, de altfel, cineva spunea că niciun popor nu are mai mult de 200 de cititori de poezie.
Deci dacă avem și noi 200 de cititori, poezia e salvată. Poate că vor veni și pentru ea vremuri mai bune, că întotdeauna a fost într-un fel sau a fost cumva. Ființa umană s-ar putea să redescoperă aceste avantaje, să le spun cu ghilimele de rigoare, ale lecturii de poezie. Pentru că poezia, în ultima instanță, mi se pare prin încărcătura ei, prin taina care o înconjoară, mi se pare, n-aș vrea să pară cuiva că spun lucruri mari, una dintre fețele lui Dumnezeu, așa cum poate ea apare percepției umane. Deci și sub forma poeziei el caută o cale către om, să ajungă el la om și omul la dumnezeire. Or fi atâția cititori, dar scriitorii de poezie sunt mult mai mulți. Sunt mult mai mulți și nu se citesc ei între ei. Deci nu se citesc. Vedeam într-o anchetă că România Literară, care e revista cea mai importantă literară de la noi, zicea că ar fi salvată dacă toți membrii Uniunii Scriitorilor ar avea abonament. Deci ar avea un tiraj aproape de 3.000. Dar nu e așa. Bine, acum lăsând la o parte cazurile când sunt doi scriitori în familie și nu vor avea două abonamente. Încotro viața literară la noi. E, din păcate, o viață cu mai mult gri. Cu mai mult gri, gri evident, așa este. Alb. Da, da, da. Nu s-au terminat și cred că nu s-au vor termina niciodată războaiele, invidiile, orgoliile. Văd că și procesele continuă. E o lume literal divizată sau așa a fost dintotdeauna? Chiar așa nu cred că a fost cum e acum. Eu n-am mai prins așa, deși sunt și eu în viața literară cam de multișor, de 40-50 de ani aproape. Dar poate în perioada interbelică. Nu, eu nu am alt termen de comparație. Atâtea subdiviziuni. Acum ele sunt și mai acute pentru că știu eu, să alte interesele și interesele materiale care, din păcate, se situează deasupra. Deci, literatura are numai de suferit. Deasupra intereselor literare sunt acestea, de ordin material și urmărirea unor avantaje, a unor hegemonii. Nu știu ce să spun. Nu sunt întotdeauna foarte clari factorii perturbatori sau cei care poluează viața literară. Simt că ea este extrem de nocivă, dar nu. Trăind mai izolat, nu-mi dau seama întotdeauna de toți acești factori. Când mă duc în lumea literară, acolo lucrurile se mai schimbă. Acolo oamenii își zâmbesc, își dau mâna și nu le simt chiar la cota la care sunt ele în realitate. E o salvare sau poate fi o salvare poezia, cultura în general pentru ce se întâmplă astăzi în România? Nu cred. Niciodată n-a dat poezia și literatura în general n-a dat societății soluții. Nu cred asta. Deci ea are alt rol. Mijloacele ei sunt limitate de acțiune și sunt nu sunt la îndemâna tuturor. Dacă ar fi să fie doritor de lectură, nu toată lumea își permite astăzi să ajungă la o carte. Sunt prețuri prohibitive. Nu, în niciun caz nu va rezolva probleme sociale literatura.
Spre finalul emisiunii noastre, despre proiectele la care lucrez sau ce mai scrii sau ce vrei să editezi în perioada următoare? Da, deci mă gândesc la un volum de versuri. Încă nu n-am contactat nicio editură, am lucrat în ultimele luni asupra unor texte, am titlul volumului care se cheamă Monede în aer. L-am mai de multă vreme, am și structura lui, sunt așa cum au fost cam toate volumele mele, trei secțiuni. Prima va fi cu titlul Poezie într-un parc. Cea de-a doua secțiune, care cuprinde un singur poem, se numește Cântărirea inimii. E un poem în 6 părți. Și ultima secțiune, Locul gol al bunicului. Aș putea să și citesc din un poem dintre cele. Da, te rog. O să citesc un poem, poate că ți-l mai aduci aminte că l-am mai citit și în alte părți, Casa Galbenă. E un poem care a rezultat tot așa în urma lecturilor mele de artă plastică a albumelor lui Van Gogh. Casa Galbenă e și titlul unui tablou de-al lui. Vincent a ieșit astăzi în zori pe o colină pleșuvă să-și ia în stăpânire lanul de grâu. Precum într-un cuib de sturz cântător mai încălzea razele stelelor cu tremurul mâinii. Mergea cu picioarele goale ca un moșneguț de la țară prin colbul încă umed de rouă și păsările deasupra lui lăsau găinați, loveau cu floarea soarelui neagră într-un meninge spart. El înainta, săpând gropi adânci cu luminițele ochilor în dealul cu creastă golașă, unde l-am și găsit adormit peste câteva ceasuri cu creierul acoperit de furnici. Soarele, înnecat într-un lac de vopsele, își mai mișca o aripă. Mulțumesc. La final, dacă mai vrei să ne citești un poem, două, dintr-o antologie, am văzut că ai adus aici... Da. Am și ultima carte de poeme pe care am publicat-o. E o antologie, Poștașul Rural, în 2015. De atunci n-am mai publicat volume de versuri. Am să citesc chiar de pe copertă o rugăciune. Ca un nor rămas într-o fotografie veche e rugăciunea. Albina care se plimbă pe suprafața hârtiei o ia pe picioare și o duce cu ea în întunericul stupului. Cuvintele mele urmăresc aproape pierdute spectacolul pe care îl dă liniștea. Ca un nor îngropat într-o fotografie veche e rugăciunea. Ochii mei, care alunecă pe suprafața hârtiei, o iau pe gene, o duc cu ei, o așează între aștri sfărâmați în întunericul sufletului.
Și apropo de ce vorbeam mai înainte, cum s-a imprimat în poezia mea geografia unui loc sau altuia, iată un poem Gerunzii întrerupte, care circumscrie oarecum geografia Ziboului. Într-o bătrânească lumină scăpată din sertare cerești, reversul monedei ne pare o nălucă precum pe pânza lui Hackert, numită Goethe la Roma, vizitând Coloseumul, se văd două personaje, unul cu spatele la noi, căruia, urmându-l la distanță, îi auzim abia șoaptele, n-am nimic împotriva morții, își zice, e atât de firească, numai ochii de mi-ar rămâne afară. Peste rândurile de gradene și peste vârfurile ruinelor, n-am nimic împotriva morții, zice, e așa de firească. Noi vedem chiar cu ochii lui plopii de pe malul Tibrului, ba mi se pare că și niște gladiatori rătăcind singuratici prin amfiteatru, așa cum am vedea Someșul trimițându-ne scânteieri dintr-o oglindă, în vreme ce brațul întins al lui Eckermann cu degetul ar împunge spre vârf dealul lui Racoții, zis pe la noi și piscul Ronei, nu Romei. Da, atât de firească, numai rămânându-ne ochii afară. Mulțumesc, Viorel Mureșan, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii noastre. Eu mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. La revedere! Mulțumesc!